mică. S-a întors și în acest sezon, marțea, așa cum era de dinainte stabilit, Diana Baicu, specialistul nostru în frumusețe. Să rămână bună dimineața, sper că a fost o vară reușită. Bună dimineața, da, a fost o vară superbă. Vorbim despre păr și despre cum îl îngrijim după ce ne întoarcem din vacanțe, că am fost la munte, că am fost la mare, că am făcut baie în piscină sau pur și simplu am stat prea mult la soare. Părul nostru are nevoie de un alt fel de tratament, trebuie să fim blânzi cu el. Da, chiar trebuie să ne schimbăm rutina de înfrumusețare acum că ne-am întors din vacanță și trebuie să avem în vedere trei pași esențiali. Odată trebuie să curățăm foarte bine firul de păr și scalpul, trebuie să facem un peeling pentru păr și pentru scalp pentru a înlătura toate depunerile de metale grele, de sare, de orice altceva s-a depus la suprafața părului. Când spunem peeling, ne gândim la ceva abraziv. Nu face rău scalpului? Nu este nici într-un caz abraziv ceea ce folosim. Nu cred că o să se vadă foarte bine textura acestui produs, dar pur și simplu este un șampon. Doar că este un șampon care conține alfa-hidroxiacis, exact ca și în cazul pielii, conține extracte de plante care ne curăță în profunzime părul și ne curăță scalpul. Și ar trebui să folosim neapărat acum, după ce ne-am întors din vacanță și la schimbarea de sezoane, dar în mod obișnuit trebuie să folosim asemenea produse, pentru că altfel produsele de tratament pe care le vom folosi după aceea nu vor acționa așa cum trebuie, cam degeaba. De câte ori pe săptămână sau de câte ori să facem peelingul ăsta? O dată pe săptămână acum, la schimbarea de sezon și după ce ne-am întors din vacanță, dar în mod obișnuit cam de două ori pe lună. Dacă nu putem să facem asta măcar o dată pe lună, nu uităm să facem un peeling pentru păr. Am tot auzit de produse care conțin proteină din mătase. Ce înseamnă asta? Proteina din mătase și mătasea hidrolizată sunt foarte benefice pentru păr, în special în această perioadă, pentru că al doilea lucru pe care trebuie să-l facem acum când ne-am întors din vacanță este să readucem nivelul de hidratare la nivel optim, dar nu numai asta. Noi trebuie să și menținem hidratarea în păr, pentru că altfel se întâmplă exact ceea ce facem atunci când spălăm părul. Spălăm părul, se usucă, toată apa s-a eliminat din păr. Noi nu trebuie să facem asta. Atunci când folosim produse, trebuie să folosim fie produse leave-in, care în marea majoritate sunt sub formă de spray și acestea reglează pH-ul părului. Folosim produse care conțin mătase hidrolizată, vitamina C, vitamina E, care sunt esențiale pentru sănătatea părului, biopeptidele mimetice sunt iar foarte importante, aminoacizii și toate aceste lucruri ne ajută să readucem hidratarea la nivelul optim. Și un alt lucru pe care trebuie să-l facem neapărat este să stopăm ruperea părului, să dacă părul nostru deja este foarte degradat, măcar să reducem ruperea părului. Cum facem acest lucru? Păi folosind foarte multe măști, măști untoase de genul acesta. Nu îngrașă părul? Nu îngrașă părul. Dacă avem părul fin, trebuie să folosim măști potrivite pentru părul fin. Dar atunci când aplicăm măștile, vă aduceți aminte, aplicăm întotdeauna de la partea superioară a urechii în jos. Și dacă părul nostru acum după vară este deja deshidratat, este deteriorat, se rupe de cele mai multe ori, nu uitați să folosiți uleiuri. Aceste uleiuri le folosiți fie ca atare, un ulei de genul acesta care are și efect anti-aging, este un ulei de imortele, dar faceți cocktailuri. Adică dacă folosiți o mască, de exemplu, puneți în mască ulei. Puteți să puneți ulei chiar și în șampon. Pare cumva ciudat, dar nu este deloc, pentru că uleiurile naturale de la suprafața părului sunt cele care îi dau strălucire, mențin elasticitatea și părul nostru numai că va arăta foarte bine, dar nu se va rupe și nici într-un caz nu va fi deshidratat. Am învățat și că uleiul nu îngrașă părul și că lăsat acolo ne ajută mai mult. Vorbim pentru doamne și domnișoare, că sunt multe cele care ne privesc. După întoarcerea din vacanță, intrăm la schimbări radicale de culoare, ne vopsim, ne facem ceva? Depinde cum arată culoarea noastră. Aș recomanda să ne vopsim părul dacă n-am făcut-o înainte de a pleca în vacanță. În orice caz, putem să folosim măști care ne reîmprospătează culoarea părului și acestea sunt benefice. Eu aș recomanda tuturor, fie că este vorba despre femei sau despre bărbați,
cum s-au întors din vacanță, să facă un tratament intensiv de regenerare a părului și a scalpului și să se ducă la un salon, să apeleze la un stilist. Dacă nu pot să fac asta, da, putem să facem și acasă lucrul acesta. Și aș recomanda produsele pe bază de biopeptide mimetice. Am tot vorbit despre ele, ele ce fac de fapt? Ele pregătesc, repară părul și îl protejează. Este vorba de biopeptide mimetice care au exact aceeași structură ca și părul. Părul îl recunoaște produsul respectiv ca fiind parte din el, nu se elimină la spălat, se aplică foarte ușor. Îl menținem timp de 4 minute și nu mai avem nevoie de mască sau produse leave-in. Îl clătim? Nu-l clătim. Este un produs leave-in și nu face nimic altceva decât să reconstituie lanțul de keratină care este deteriorat datorită razelor ultraviolete, datorită spălărilor, poate cu șamponul de la hotel care nu a fost ideal, sau faptului că nu am folosit pe parcursul vacanței protecție UV. Și chiar aș vrea să mențin asta. N-am prea văzut anul acesta și de obicei, dar anul acesta în mod special, persoane care să-și aplice pe durata expunerii la soare produse care să le protejeze părul. Ori noi trebuie să protejăm părul exact așa cum facem cu pielea. Mulțumim tare mult! Bine ai revenit, Diana Baicu, în viețile noastre. Marțea povestim despre lucruri pe care sperăm să le aplicăm atunci când suntem în vacanță sau când ne gândim să ne recorijăm rutina zilnică. Mulțumim încă o dată tare mult!